Un român este celebru în toată lumea pentru că sfidează moartea la fiecare pas. Se numește Pavel și escaladează clădiri, macarale și poduri dintre cele mai înalte și extrem de periculoase din Ucraina și Rusia. Filmează toate aventurile care devin virale. Iată și de ce. Frica nu face parte din vocabularul lui Pavel, românul care locuiește în Ucraina. Dovadă sunt cascadoriile sale incredibil de periculoase. La doar 28 de ani, cu o rezistență și o stăpânire de sine cum rar întâlnești, românul escaladează clădiri cu mâinile goale fără nici cea mai mică reținere. Aici, de exemplu, a escaladat un imobil de 10 etaje, urcându-se pe burlanul de evacuare a apei de ploaie. Plimbarea pe cel mai înalt pod din Kiev i-a adus însă faimă mondială. Toate aventurile sale la limita dintre viață și moarte stau mărturie pe internet. Românul are propriul canal de YouTube cu 8 milioane de fani și postează toate cascadoriile sub numele de Mustang Wanted. Are la activ 750 de clădiri, macarale și zgârie nori cuceriți în Ucraina, Rusia, dar și în alte țări din Europa de Est. Dar Pavel nu se oprește doar la cuceri clădiri. El face echilibristică și pe trenuri aflate în mers. Fiecare filmuleț al românului e însoțit de mesajul: nu încercați așa ceva acasă. Pavel s-a născut în România, dar pe când avea 4 ani, împreună cu familia, a emigrat în Ucraina, unde trăiește și în prezent. Visul românului este să devină cascador de film.